prima dată aici am o pulpică de pui și cu aripioară, vedeți? Eu deja am pus o oală cu apă pe foc și am să pun ca să se facă repede. Să vă arăt cum pun aici. Tot fierbe, fierbe. Nu știu voi cum puneți direct în apă. Ia uitați ce aur. În apă fierbinte sau în apă rece. Așa. Punem așa aici. Lasă să fiarbă și spumuim puțin. Și între timp noi tăiem acoperim. O să tăiem zarzavatul. Ia uitați. Și vom avea nevoie de... Eu pun țelina din aceasta verde. Țelina, morcov, ardei capia. Eu i-am curățat deja. O ceapă. Aici avem roșii în bulion. Sau roșii tăiate bucățele. Pătrunjel. Și cine are, pune și leuștean. Așa. Și eu am să cresc cu lămâie, că aici nu am găsit borș astăzi. Și am să cresc astăzi cu lămâie. Și acum să mă hotărăsc, ori tăiem la cuțit, ori le dau prin blender și le facem micuțe. Nu, le tăiem la cuțit, mărunțele, mărunțele. Așa, am să dau pătrunjelul deoparte. Ia să le punem așa aici. Le punem pe toate. Aici avem sarea, uleiul. Vom tăia ceapa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Să le pun pe toate așa într-o farfurie aici, în timp ce le tau. Așa. Și voi pune așa aici. Aici avem ceapa. Tăiem și morcovul. Pulpica noastră fierbe. Mărunțel, mărunțel tăiem. Eu când mă grăbesc le mai dau și prin blender. Fac zzz, și gata. S-au făcut imediat. Așa. Și morcovul. Am să-l tai și pe acesta. Eu pâinica o am
la congelator care am făcut-o cu hrișcă și pentru momentul folosesc pe aceea. Dar puteți face, asta am să vă arăt că mi-a rămas o puțin de aluat de la lipii și am să vă arăt și cu o lipie. Așa, și tăiem și ardelul capie. Tot așa fășiuțe. Aici am doi micuți, așa am să pun. Ardei capia, care eu ieri am copt în tavă, la cuptor, și le-am scos semințele și pielița, o să-i facem cu ton și am să pun puțin usturoi, puțin pătrunjel, așa, și acum tăiem așa, cu mărunțel. Punem și ardeiul. Punem așa aici. Și eu pun așa. Această țelină. Și folosesc această țelină. Puteți pune și rădăcina de-a noastră. Și dacă are, vedeți, are așa firișoare din astea, le scoateți dacă doriți. Dacă le dați prin blender, nu este necesar. Așa. Și acesta tot așa îl tăiem șovițe. Să vă faceți și uleiul de dafin. Se face foarte, foarte ușor și este bun pentru dureri. Pentru dureri, pentru artroze, pentru artrită, pentru dureri la încheieturi, la genunchi. Să-l încercați. Este foarte, foarte simplu. Și eu l-am făcut și cu ulei de măsline și cu ulei de floarea soarelui. Și să știți că este bun în ambele cazuri. Pentru că în momentul când el își lasă toată esența și toate proprietățile în ulei, atunci noi de acele proprietăți avem nevoie pentru dureri. Așa. Am tăiat, ia să vedem aici cărnița noastră, să-mi iau o linguriță. Am să o așez aici. Așa. Aici prea multă spumică nu am făcut. Am să las așa și am să pun tot zarzavatul aici la în oală. Să amestec așa. Am să pun și puțină sare. Așa, nu mai mult. Și punem pe foc. Ia, la sfârșit, mai la sfârșit o să adăugăm roșiile noastre în bulion, pătrunjelul. Eu acum am spus, am să acrez cu puțin zeamă de lămâie, că nu am borș, și cu leuștean, că l-am la congelator. Așa. Și le dăm deoparte și facem aluatul pentru paste. Am să dau aici deoparte. Și la un ou, pentru paste, la un ou, punem 100 de grame de făină. Și eu am să-mi pun aici făină peste. Așa. Și o să punem ou. Am să fac doar puține paste, nu multe. Așa. Punem oul nostru.
versare. Cu o furculiță, ia să luăm o furculiță de aici, începem și amestecăm așa încet. Și ne pregătim și pastele. Și făina o adăugăm treptat, treptat, pentru că dacă ouul este mai mic, o să încape 90-95 de făină. Dacă este mai mare, poate intra și 100-105-110. Acum depinde cât de mare este ouul. Și depinde și de făina, cât este de umidă. Umidă, umidă. Dacă este uscată sau nu. Așa, și amestecă. Și cum v-am spus, eu am eliminat pâinica, dar puteți mânca o feliuță de pâine, o puteți pune și prăji. Eu am eliminat-o pentru că mă deranjează la stomac și de aceea. Și mi-am făcut acum 2 zile, împreună cu voi, am făcut pâine de frișcă și este foarte, foarte, foarte bună. Și eu am congelat-o, că doar eu mănânc. Am congelat-o și am să vă și arăt feliuțe. Am tăiat așa câte 3. Și fiecare mănâncă una, două, depinde. Încercăm să mâncăm din toate, dar mai puțin. Să pun pe așa, îl frământăm bine și am făcut și exerciții la degete. Te pup pe Elena, mulțumesc pentru trandafir. Așa. Și frământăm. Așa. Eu am să-l las să se odihnească, vedeți cum arată? Am să-l las să se odihnească puțin. Caluatul trebuie să se odihnească măcar un sfert de oră. Așa. Și după aceea îl mai luăm la frământat. Și îl punem așa în foale. Nu îl dăm la frigider, îl lăsăm aici, pe masă. Îl punem așa într-o parte. Uitați. Aia. Vedeți cum arată? Ia uitați. Așa. Și punem roșiile. Aici 30 de grame, cred că am. Și amestecăm puțin și dăm din nou pe foc. Așa. Luatul nostru de la paste. O să avem nevoie de puțină făină ca să-l întindem. Așa. Așa. O să punem așa aici. Am să-l mai frământ încă puțin, tot așa cu mâinile. Și după aceea îl întinde. Caluatul trebuie să fie frământ. Vedeți consistența cum arată acum? Așa. Și îl frământăm așa bine. Și o să începem să-l întindem, să facem pastele. Sau tăieței. Cum le mai spunem noi. Așa. Am aici un sucitor. Și întindem.
Ora ci porti un sofafasto in caso. Forte, 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 un grosso faccio i tortellini, un trosì. Rețeta o găsiți și pe canalul de YouTube Prăjituri cu camelia și bucate gustoase, dacă doriți să vedeți rețeta de tortellini. Și la paste găsiți acolo un... așa. Așa, mai întindem puțin și pastele sunt gata. Uitați. Vedeți, aceasta este foaia noastră de paste. Acum o să punem puțină făină peste, să răsucim și să le tăiem. Și le tăiem cu cuțitul. Așa. Ia să punem aici pe fund. Să iau un cuțitaș și o să tăiem așa. Ia să vedem. Ia frățile. Așa. Și le punem așa cu făină. Așa aici. Le desfacem, eu le desfac așa. Așa. Vedeți? Zarzavatul este fiert. Ia să vedem. Cred că da. Și cărnița. I-am să pun și puțin ulei. Și acum punem pastele înăuntru. Așa. Eu le scutur așa de făină și le dăm drumul în interior. Așa. Punem pe foc și ne pregătim pătrunjelul și cu leușteanul. Să-mi tai și pe acesta. Tot așa, cam o mână de pătrunjel. Și leușteanul eu l-am congelat. Ia să vedem. Așa. Leuștean. Așa, adus de acasă din România. Și rupem mai așa puțin și tăiem. Și punem așa o mână bună de leuștean.
Ascia. Îl acoperim și îl punem înapoi în punguță. Ia uitați, și repede la congelator. Așa. Avem și leușteanul și pătrunjelul. Ia să vedem, cred că sunt gata și pastele în borș. Să punem aici pe fund. Mi-a dat un foc, mi-a dat un foc. Ia să vedem. Așa, ia uitați. Și acum punem totul aici. Și acoperim imediat. Așa. Și borșocul nostru este gata. Ia uitați-l. Punem capacul. Ia uitați cum arată. Mai dacă ați ști ce miros de la leuștean.